Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, v-am obișnuit cu invitat special, cu oameni care sfințesc locul și vreau să vă spun pe scurt povestea, pentru că, așa cum bine știți și v-am prezentat, suntem și jurnaliști la ziarul Sănătatea.ro. Era vorba de o echipă de voluntari extraordinari, senzaționali, coordonați de doamna dr. Carmen Maria Riza. Îi mulțumesc că a acceptat invitația de a veni alături de mine, împreună cu o mică parte din colegi, doamna dr. Speriuș Luiza și domnul dr. Frank Joel. Bună ziua, bine ați venit la cafea de sâmbătă! Doamna doctor, felicitări din toată inima și pentru că suntem într-o zi specială și Sfântul Andrei și pentru că mâine este Ziua Națională a României, am ales să prezentăm oameni frumoși, oameni care necondiționat își ajută semenii. Cum a plecat sau de unde a plecat această idee de a merge alături cu colegii dumneavoastră sau de colegii dumneavoastră în județ, în regiune, să faceți consultații gratuite, practic? Da, așa cum v-am spus atunci când ați scris acest despre echipă, despre misiune medicale. Eu am copilărit la țară, am fost crescută de bunicii mei. Este un sat la aproximativ 30 de km de Craiova. În apropierea acestui sat mai sunt încă două sate, Floran și Ștubie, și pot să spun că am copilărit în toate aceste trei sate. Bunicii mei m-au crescut, m-au iubit foarte mult și mi-au dorit, pentru că m-au susținut din toate punctele de vedere, chiar și financiar în timpul facultății. Mi-am dorit foarte mult să mă întorc acolo și să ajut și să fac aceste misiuni medicale voluntare. Slavă Domnului că lucrurile au decurs foarte bine, foarte repede. Dumnezeu m-a ajutat și am întâlnit persoane potrivite cu care să fac aceste misiuni. Parte din oameni sunt lângă dumneavoastră, da? Da, doamna doctor Luiza Speriuș sau domnișoara doctor este medic intenționist, da, la Spitalul Victor Babeș și doamna doctor este la fel medic rezident în cadrul acelui spital, pneumolog, iar Joel Frank este medic cardiolog la Spitalul Filantropia. Vă dați seama, sunteți exact lângă steagul României, este un moment special pentru că știți foarte bine că mâine românii sărbătoresc Ziua Națională. Domnișoara doctor, spuneți-mi, vă rog frumos, cum v-ați întâlnit cu doamna doctor și cum ați primit această propunere efectiv de a merge să-i ajutați pe oameni făcând consultații gratuite? O cunoșteam pe Carmen din timpul facultății, am păstrat o legătură de prietenie foarte aproape și la scurt timp după ce a început misiunea, am văzut multe fotografii din misiune pe care ea le făcea în satele din apropierea Craiovei. M-a motivat foarte mult toate acțiunile acestea și am vorbit cu ea, am luat legătura și astfel am luat parte și fac parte din această echipă. De când faceți parte din această echipă? De ceva timp. De câți ani ați început, doamna doctor? Misiunea medicală a început anul acesta. Anul acesta, da. Din vară, de câteva luni și am reușit să mergem în 19 localități diferite până acum. Destul de mult, da. Anunțați în momentul în care mergeți acolo? Da, sigur, se anunță și acolo în sat. Da, se anunță și oamenii vin. S-a întâmplat cel mai mic număr de pacienți. Au fost, să zic, 20, aproximativ 20. Cel mai mare număr de pacienți care au venit, în jur de 50, la o misiune medicală. Foarte mulți, da. Foarte mulți. Da. Să trecem acum la domnul doctor Frank. Bine ați venit la cafea de sâmbătă dimineața. Cum ați ajuns din Camerun în Craiova? Asta este o întrebare care mereu revine când vorbesc cu oameni. Da? Și tot ce le pot spune, că eu sunt mai glumesc și zic, într-o zi m-am urcat într-un avion care m-a lăsat la autopin. Dar adevărul este că după absolvire, când am terminat liceul, eu mi-am dorit foarte mult să vin în Europa să mă formez, pentru că în țara mea este un deficit mare de medici, mai ales medici specialiști. Și aveam două opțiuni. Franța, care ne-a și colonizat și multă lume din țara mea se duce în Franța, și România. Cum România, când eram mic, mă uitam foarte mult la fotbal cu tatăl meu și mi-a rămas în cap steagul României și i-am zis așa, România, fără să știu absolut nimic despre țara asta, și am ajuns aici. Cam așa e povestea, destul de scurtă, dar... N-am înțeles. Și, practic, medicina din Craiova a fost universitatea aleasă de dumneavoastră și nu cea din București, da, practic. Da, ideea că am făcut anul pregătitor aici. Da? Și după aceea,
am ales să rămân pentru că mi-a plăcut aici. M-am integrat destul de repede și aveam mulți oameni buni în jurul meu. Și m-am gândit că este foarte greu să plec din nou la București, să o iau la zero și am preferat să rămân aici și chiar nu sunt dezamăgit pentru că am venit pentru facultate și am făcut facultate și am învățat medicină. Super, felicitări și apropo de ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, pentru că în aceste zile la Universitatea de Medicină și Farmacie au fost puse bazele Societății de Chirurgie Română-Elene, domn profesor universitar Sapalidis, Universitatea Aristotel din Salonic, spunea același lucru ca și Joel Frank. Iubesc Craiova, iubesc oamenii, îmi respect foarte mult colegii și profesorii. Exact. Cam același lucru ați spus și dumneavoastră. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, astfel de oameni îi promovăm în cadrul emisiunii Cafea de Sâmbătă dimineața. Fac aceste lucruri, așa cum spunea și doamna doctor, gratuit, este vorba de voluntari, colegi pe care i-a cooptat în această echipă, merg în satele comunele din județul Dol și Olt și pur și simplu oferă consultații gratuite. Ce ați găsit, doamna doctor, în momentul în care ați făcut prima misiune? Cum a fost primul impact? Prima misiune a fost în Aviasan. Da? Aviasan este o comunitate de rom. Da? Cu toate că mi-am dorit ca primele misiuni să fie în satele în care am copilărit, lucrurile așa s-au întâmplat și așa s-au aranjat încât am ajuns să facem prima misiune în Aviasan. Dar mă bucur că s-a întâmplat asta pentru că am văzut acolo lucruri care m-au impresionat foarte mult. Ce pot să spun, foarte mulți copii, femei însărcinate, care n-au ajuns să rămână niciodată la doctor. Am auzit, da. Auzeam și eu că sunt multe femei care nu ajung la medic decât atunci când nasc și atunci am văzut pentru prima dată multe femei însărcinate la a doua, a treia sarcină, care nu mergeau la un medic decât atunci când ar fi trebuit să nască. S-au bucurat foarte mult, bineînțeles, de prezența mea acolo. Când am făcut această misiune medicală în Aviasan, eram decât eu și Davidescu Daniel. Davidescu Daniel este și el de etnie romă, dar are o pregătire teologică și o diplomă de asistent medical generalist. Cred că am făcut material, am povestit despre el. Da. El merge în comunitățile de rom, merge, încearcă să învețe, să educe, să-i urmeze exemplu, să meargă la școală și să muncească. Ce vreau să spun este că am încercat să mergem de mai multe ori acolo în Aviasan și am și reușit pentru că mi-am dorit să monitorizez acele femei însărcinate. Și alte probleme de sănătate? Nu, mi-am dorit să văd tensiunea, glicemia, cum... Nu, mă gândesc ce ați găsit acolo, pentru că bănuiesc că nici copiii nu mergeau. Da, am mai găsit bolnavi de tuberculoză care fusese reinternați la Leamna și când am început misiunea medicală erau externați, se externaseră. Da. Copiii, da, copiii foarte, se vede că nu sunt îngrijiți. Mă rog, foarte, igienă precară, sunt convinsă. Da, igienă precară, exact. Vă că ați găsit și ceva... Da, da, vă dați seama cum este în majoritatea acestor comunități. Da, sunt și în comunitățile celelalte găsim. Da, dar mai mult acolo. Da, mai mult acolo. Mai mult acolo, da, copiii ne îngrijiți, copiii... Bol de piele, TBC... TVC, da, și asta m-a marcat pe mine, situația celor femei însărcinate. Am încercat să le monitorizez, așa cum v-am spus, tensiunea și glicemia, le-am dus vitamine. S-au bucurat foarte mult pentru că nu mai luaseră niciodată vitamine, da. Și pe perioada sarcinii sunt foarte importante, mai ales acidul folic. A fost extraordinar în Aviasan, abia aștept să mergem din nou. Acum nu pot să merg pentru că Davidescu Daniel este plecat în Brazilia, dar când revine, vom merge din nou acolo. Da. Doamna doctor, spuneți-mi, pe dumneavoastră ce v-a marcat în prima misiune? Sau ce, nu știu dacă v-a marcat când v-a frapat, pur și simplu, ca medic? Au fost foarte multe cazuri care au fost impresionante. Da. Sunt foarte mulți pacienți și colegul nu poate vorbi mai bine, că este pe specialitatea lui. Hipertensivi, cu foarte multe boli cardiologice, nu se monitorizează, nu merg la medic, nu-și respectă tratamentul, nici măcar regimul. Și asta oarecum conduce la evoluție nefavorabilă. Da, nu vă spun pentru că am făcut și noi la un moment dat astfel de acțiuni și ne spuneau... nu neapărat în astfel de comunități, da, ale persoanelor de etnie română, ci pur și simplu, am fost chiar la câțiva kilometri de Craiova, n-ajung la medic, adică nu se duc la medic. Nu vă spuneam asta, că de ani de zile n-au fost la un medic, n-au luat un medicament și cu toate astea, nu știu, au diabet, sunt bolnavi cu inima, au poate probleme legate de
Da, de plămâni. Ce este cel mai grav, da, este faptul că am întâlnit bolnavi care erau sub tratament cu anticoagulant și nu mergeau să-și facă INR-ul. Și lucrul acesta este foarte grav, să fii sub tratament cu sindrom și să nu mergi să faci această analiză foarte importantă INR. Da. Sunt înscriși la medicii de familie? Da, sunt. Sunt înscriși la medicii de familie, da? Sunt foarte mulți neasigurați. Sunt foarte mulți neasigurați. Și pentru asta nici nu beneficiază de serviciile medicale. Și spun mai bine sau așa și n-ajung la medic. Domnule doctor, apropo de bolile legate de inimă, de tot ceea ce înseamnă aceste accidente vasculare, tensiune pe care, din păcate, unii dintre pacienți nu știu că o au, am făcut chiar săptămâna trecută un reportaj în hangarul elicopterului Smurt. Și îmi povestea domnul doctor Antonie că cele mai multe cazuri sunt legate de cardiaci. Cei mai mulți pacienți duși cu elicopterul din Craiova în București sau în alte centre universitare au probleme cu inima. Da, dar este și un răspuns foarte logic. Așa. Pentru că acești pacienți sunt duși la București pentru că până acum, bine, recent au creat acest centru de coronarografie, dar până acum nu a existat și sunt de fapt pacienți cu infarct. Care trebuie operați imediat. Dar nu se pot opera în nou centru, stați liniștit, că e deocamdată închis. Exact, da. Nu știu foarte bine, dar știu că este și un deficit de materiale și mai multe, care nu le permite să opereze. Da, oameni, medici de specialitate, deocamdată echipa formată din medici cardiologi de la Spitalul Clinic Județean nu pun stenturi. Deci asta pune stenturi, asta știu sigur. Da. Cam realizat, e și asta un... pas înainte, să zicem. Este un pas înainte și este de lăudat, dar cred că trebuie făcut mai mult. Eu nu știu foarte multe despre acel centru, dar știu că nu sunt foarte mulți medici momentan care fac acest lucru și încă este nevoie să trimită o parte din pacienții. Dar în momentul în care mergeți în misiune alături de voluntari, de ceilalți colegi noastre medici, găsiți, nu știu, cei mai mulți pacienți care vin la aceste controle oferite gratuit au probleme legate de inimă, adică sunt bolnavi, sunt cardiaci? Adevărul este că nu vă pot răspunde foarte clar la această întrebare. Noi nu dispunem de foarte multe mijloace de investigație, din păcate. Și exact ce putem să facem, să luăm o tensiune, să luăm o glicemie, să punem un stetoscop și, într-adevăr, revine destul de des problema cu tensiune. Pacienți care au tensiune mare, dar nu asta este cel mai extraordinar, că și la spital vedem pacienți cu tensiune mare. Problema este că în aceste comunități sau aceste zone sunt de obicei izolate din punct de vedere medical și geografic, dar mai ales medical. Adică nu au un centru de sănătate, nu au un spital, au un medic de familie care vine pentru tot satul o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni și nu sunt foarte bine instruiți în ceea ce privește regimul alimentar sau control la medic. Unii pacienți sunt chiar recalcitranți, adică ei nu înțeleg ce e tensiune mare și noi nu reușim. Sunt supărați, da? Exact, și nu înțeleg. Și este o altă luptă să-i facem să înțeleagă faptul că această tensiune poate este doar o valoare, dar poate duce la multe alte. De aceea trebuie să respecte regimul, trebuie să meargă la un medic specialist cardiolog să-i caute, să... îi monitorizeze și tot așa, exact, să investigheze și asta e de obicei ce mai greu de făcut. Dar vă mai sună, și întrebarea e valabilă pentru toți și v-aș vrea să avem o discuție foarte liberă, vă mai sună după ce vin la aceste controle, da, să vă întrebe, uitați, mi-a spus că sunt bolnav sau am glicemia foarte mare, unde să mă duc, mai țin legătura cu dumneavoastră? Am păstrat legătura cu unii dintre pacienți, cu o pacientă tânără, cardiacă. Am întâlnit o misiune medicală din satul Bâlteni din județul Olt. Am luat legătura cu medic cardiolog din Craiova și a fost nevoie ca fata să vină să meargă la o consultație pentru că, cu toate că era bolnavă, își neglija tratamentul, era sub un tratament, dar îl neglija. Regim la fel nu ținea și am păstrat legătura cu ea și am reușit să o aducem la un medic aici în Craiova. Deci unii dintre ei conștientizează situația în care se află și vă mai sună și țin legătura cu dumneavoastră. Da. N-ați întâlnit atunci când mergeți, nu știu, în aceste localități și persoane care se vină sub influența băuturilor alcoolice, pentru că nouă ni s-a întâmplat când am făcut astfel de acțiuni. Da, s-a întâmplat de multe ori să vină. Din păcate. Destul de des, dar din păcate... Da, consumul de alcool este foarte, foarte ridicat. Au fost și localități în care am fost și nu au venit absolut niciunul sub influența băuturilor alcoolice, dar și alte localități unde au venit foarte mulți, atât bărbați cât și femei.
Și vă dați seama, trebuie să avem grijă cum vorbim cu ei, cum... Pentru că oamenii... Bine, care... nu știu dacă mai rețin după ce s-a trebuie să avem grijă, pentru că știți că oamenii când sunt sub influența băuturilor alcoolice se supără mai repede, devin mai violenți. Dar mai... cum ajungeți în localitățile astea? Vă sună ei, le alegeți dumneavoastră, legătura cu colegi, cu prieteni? Da, în ultimele misiuni medicale am mers pentru că am fost contactați de acolo, din acele zone, au aflat despre aceste misiuni. Cam câți medici sunt? Echipa, cum a zis colega, depinde de disponibilități. Da. Așa, în echipă, cred că suntem mai mulți medici lângă noi, da. Nu știu. 7 suntem în total. 7, dar nu am reușit să mergem niciodată toți la aceeași misiune. Normal, vă programați fiecare de program. Exact, în funcție de disponibilități, în funcție de alte probleme personale pe care le avem, de gărs, deci nu este ușor. De exemplu, în ultima misiune medicală de la Sadova au mers două colege, doctorițe, medici rezidenți interniști, Catrinel Gurgui și Alexandra Maria Diaconu. Joel nu a putut atunci să meargă, nici Luiza, dar slavă Domnului, bine că au reușit ele să meargă, pentru că și acolo au fost destul de mulți. Și Sadova e o comunitate foarte mare, da, și este, sunt și cetățeni de etnie romă. Da, dar păi am fost la cetățeni de etnie romă acolo, în misiunea aceasta medicală. Da, sunt convinsă că la un moment dat, când sunt 50 de pacienți, cum a spus, mă rog, sau poate nu toți sunt pacienți, 50 de locuitori din comuna respectivă, nu e foarte ușor, nu? Da, da, da. Da, și vă pun la dispoziție autoritățile un spațiu unde să vină acești... locuitori? De obicei, da. De obicei, da. Bun, autoritățile, cum s-a întâmplat în satele Căciulatu, Știubei și Floran, am primit, mi s-au deschis școlile și... Da, și v-au lăsat acolo. Da, să consultăm. Până la urmă am ieșit în curte și am început să consultăm în curte. Foarte bine, da. Pentru da. Că era foarte frig în școală, era mai cald afară. Da. Incredibil, da. Da. Am înțeles. Bine, sunt probabil ca peste tot și probleme legate de organizarea celor de acolo. Da, trebuie să-i anunț cu ceva timp înainte. Da, și cred că ei nu se așteaptă că oamenii vor veni într-un număr așa de mare. Da, dar oamenii vin. Noi le spunem că vedeți că de obicei vin oameni mulți. Dar probabil nu ne cred sau nu se așteaptă că vorbim așa. Bine, știți cum e. De foarte multe ori autoritățile publice locale cred numai ceea ce vor ei să promoveze. Da, exact. N-am văzut pe nimeni, nu știu, să se bucure de un astfel de gest sau să ne cheme la o acțiune de genul acesta. Veniți la noi să filmați pentru că vin medici voluntari și oferă consultații gratuite. În schimb, am primit invitații că inaugurează canalizarea, vreun drum de țară și așa mai departe. Da. Spun lucrurile acestea pentru că astfel de oameni care înțeleg că vor fi și premiați de elita României pentru voluntariat, doamna doctor Rizea este cea care a luat această inițiativă, iar colegii ei sunt minunați, sunt medici rezidenți, sau nu toți sunt medici rezidenți, sunt și avem medici și specialiști. Avem și asistente, da? Medici specialiști, numai rezidenți, echipă, da? Rezidenți și asistente. Și asistente, da? Vin pe lângă dumneavoastră, mă rog, a spus de tânărul Davidescu, dar vin pe lângă dumneavoastră și oameni din comunitate sau alții, nu știu, care au auzit, care nu fac parte din echipa medicală. Nu știu, să vă ajute, să care ceva, să... Da, sunt. Sunt da? Care vin, slavă Domnului, și sunt foarte importanți în echipă, pentru că muncesc mult, aceste misiuni medicale presupun multă muncă, multă implicare. Așa cum am spus, sunt foarte importanți, fiecare membru al echipei este important, pentru că în astfel de misiuni este multă muncă, Comisă, da. Multă implicare. De abilitatea de a comunica, de a le explica. Da, și trebuie cineva care să și organizeze puțin lucrurile acolo, pentru că altfel, dacă nu ar fi cineva care să vorbească cu oamenii, să păstreze un rând, ar veni toți peste noi, cum s-a întâmplat în misiunea medicală de la Braniște. Acolo este o comunitate de romi. Au fost oameni destul de mulți cu noi care ne-au ajutat, dar din cauza că ei au fost și mai mulți decât noi, spre sfârșit, deja lucrurile... A devenit un haos acolo și... Dar, slavă Domnului, am reușit să-i consultăm pe toți și s-a terminat cu bine misiunea medicală. Cum interacționați cu românii noștri, pacienți? Din misiunile acestea destul de bine în misiuni cât și în spital, da. Într-adevăr, prima privire a pacientului este ceva de genul
cine o mai fi și ăsta? De unde vine? Cum are românul? Al cui ești tată? Știi? Da. Unii pacienți mi-au mai pus și întrebarea asta, dar având în vedere că eu, în momentul în care folosesc primele cuvinte în limba română, pacientul capătă cumva încredere sau persoana cu care interacționez și nu mai există nicio barieră între noi și pacienții chiar se deschid și vorbesc și povestesc fără niciun fel de problemă. Apropo de dumneavoastră și de ceea ce faceți, vă povesteam, pentru că mergem în foarte multe locuri și promovăm astfel de oameni, am avut un material și cred că ne și urmărește în acest moment, pentru că este un fidel de respectator, domnul doctor din Sudan, da, care a rămas în România de mulți ani și a reușit să facă dintr-un ceapă, dintr-o cooperativă agricolă, să facă un dispensar foarte, foarte frumos, da, și utilat, care și ambulanță în Mischimo Toci. Domnul Tagheldin, domnul doctor, vă mulțumim și vă respectăm, știți foarte bine lucrul acesta. Și în povestea îi spun medicul cel negru, a venit medicul nostru cel negru, îl iubește comunitatea foarte mult, da. Pur și simplu, în momentul în care am început să mergem prin sate și l-au văzut, toată lumea se oprea să-l ia în brațe, pentru că a fost o perioadă plecat în concediu, au probleme de sănătate și sunt convinsă că același lucru vi se întâmplă și dumneavoastră. Deci e plăcut. E plăcut, nu? Am avut și întâlniri neplăcute, nu cu pacienții, cu oameni. Cu oameni, și da. Și este plăcut să vezi că există oameni care cu căldură așa la suflet, care vorbesc bine, cu tine. Bine, și cred că și vorbiți așa pe sufletul lor. Cred că este un foarte, foarte bun comunicator. Știți, acum 4-5 zile, de exemplu, eram în spital, am mers la vizită de dimineața, care am cu o colegă, și într-un salon aveam o pacientă și mai erau alte 4 paciente, care erau de la vârsta de 50 de ani în sus. Așa. Eu când am intrat în salon, le-am văzut cam triste. Și m-am întors așa frumos și am zis, bună dimineața, domnișoarelor, ce faceți? Imediat au început să râdă. Exact, deci eu puteam să ies din salonul ăla, să zic, să scriu în evoluție, stare generală perfectă, pentru că dintr-o dată s-au trezit, înțelegeți? Și după aceea este ușoară comunicarea cu... Contează foarte mult și ca și medici bănesc că știți asta, doamna doctor, la fel și dumneavoastră, dacă vreți să interveniți, vă rog să o faceți, fără niciun fel de problemă, se zice că o boală este la un moment dat vindecată în 50% de starea psihică, de starea foarte de bine. Important, da. Foarte important, să știți. Mă bucur foarte mult că faceți asta și aveți toată susținerea și tot sprijinul nostru. De fiecare dată, dacă aveți astfel de misiuni, putem merge cu dumneavoastră și cred că sunteți cel mai bun exemplu de Ziua Națională a României, chiar dacă venim din țări diferite, din religii diferite, contează educația, contează bunul simț, contează spiritul altruist și voluntariatul. Voluntariatul este, din păcate, pentru noi încă o himeră. În Occident și în țările dezvoltate, voluntariatul este la el acasă, știți foarte bine, încă din școlile primare, copiii sunt obișnuiți să meargă în voluntariat, chiar dacă strâng două hârtii de pe stradă. Acesta este motivul pentru care mi-am și dorit ca oamenii să afle cât mai mult despre ceea ce facem, pentru că astfel ne se pot alătura mai multe persoane. Și nu neapărat nu pot face și alții astfel de misiuni. Ceea ce faceți dumneavoastră. Da. Pentru că sunt foarte folositoare. Bun, dar dacă vor să vină alături de dumneavoastră, pot? Marea majoritate care au venit în echipă au solicitat. Ei au vrut să vină. Deci nu i-ați sunat să hai cu noi să ne ajungi? Joel este singurul pe care l-am rugat să vină. Restul toți au venit ei. Și în legătură cu asta, înainte să accept să vin, eu am fost un pic sceptic. I-am zis, Carmen, bun, deci voi ce faceți? Mergeți, luați o tensiune, luați o glicemie, vedeți niște alterări și mai departe ce faceți? Ați făcut măcar niște demersuri către stat, pentru că eu degeaba îl văd să-și zic că ai o problemă și el, neavând mijloace financiare sau să zicem, să vină în Craiova, Rămâne tot acolo rămâne. V-ați apropiat de statul măcar să facă ceva pentru acești oameni izolați, zic din nou, din punct de vedere medical, că n-au un medic de familie, că n-au un spital sau o clinică acolo. Zonă, da. Și ea mi-a zis da. Am încercat și în momentul în care ea mi-a zis da, am zis deci nu este o chestie inutilă pe care o faceți, este o misiune nobilă
și atunci o să mă alătur vouă. Dar nu lăsați practic la stadiul acela de a face voluntariat, exact, de a vă încununa cu laurii, exact, voluntarilor, da, ci pur și simplu mergeți mai departe. Există programe naționale, trebuie să facem presiune și să punem într-un fel cu toții umărul, da, să ajutăm comunitatea. Sunt, așa cum spuneam, foarte, foarte multe persoane care nu pot să ajungă la medic pentru că nu au bani. Există programe naționale în străinătate, știți foarte bine, trebuie obligatoriu să-ți faci un consult, dacă știți foarte bine, în America, de pildă, cel legat de cancerul de colon, da? Nu-l faci de la o anumită vârstă încolo controlul, dacă, Doamne ferește, te îmbolnăvești, după aceea suporți absolut toate costurile unei spitalizări și a operațiilor. Din păcate, la noi astea nu sunt. Mai mult decât atât, medicii de familie care nu se duc în aceste zone, nu v-ați întâlnit cu cazuri? Nu vor să se ducă. Nu, am peste tot pe unde am fost, da? Aveau medici de familie. Aveau? Da. Dar veneau în fiecare zi? Nu știu exact dacă veneau în fiecare zi, dar știu că peste tot pe unde au fost erau medici de familie. Erau, nu? Da. Noi vrem să mergem înapoi în aceste localități unde am făcut misiune medicale, pentru că îmi doresc foarte mult să văd dacă s-au schimbat lucrurile, pentru că, de fapt, principalul scop al acestor misiuni medicale este, peste tot pe unde mergem, să schimbăm puțin ceva. Adică pacienții să înțeleagă, să-și urmeze cu strictețe tratamentul, regimul, să meargă la medic, să facă toate aceste lucruri, pentru că în România principala cauză de deces este infarctul miocardic, a doua accidentul vascular cerebral, și cred că din cauza faptului că bolnavii nu își respectă regimul, renunță din proprie inițiativă, din diferite motive, fie în favoarea consumului de alcool sau pur și simplu consideră că sunt sănătoși, cum am întâlnit într-o misiune medicală din satul Căciulătești, o femeie în vârstă care mi-a spus că a renunțat din proprie inițiativă la tratamentul antihipertensiv pentru că se considera sănătoasă, nu avea niciun simptom. Când i-am luat tensiunea, avea 190/10. Pur și simplu refuza să creadă că este bolnavă. I-am explicat că trebuie neapărat să ia tratamentul, trebuie neapărat să meargă din nou la medicul specialist și nu am lăsat-o să plece de la misiunea medicală până când nu i-am scăzut tensiunea. Pentru că a refuzat să sunăm la salvare. Chiar îmi doresc să ne întoarcem în aceste locuri și să văd dacă oamenii respectă ceea ce ne spuneți. Da, da, da. În misiunea dumneavoastră, pentru că sunteți medic pneumolog, nu? Infecționist, da. Copiii, da? Apropo de tot ceea ce se întâmplă cu infecțiile și mă refer aici în perioada toamnă, da, hepatitele, cam ce situație, ce ați găsit în misiuni când ați fost? Am întâlnit atât copii cât și adulți care, da, nu conștientizează gravitatea situației, da, să zic, exact cum am spus, de programe naționale. Pacienții cu hepatita A, cu virus B, virus C, intră în programele naționale, beneficiază de tratament gratuit, dar mulți fie nu știu și pentru asta există și misiunile noastre și ca educație medicală pentru ei. Pentru că nu conștientizează riscul la care se expun, faptul că hepatita B se cronicizează, risc de ciroză hepatică, da, hepatocarcinom. Și asta încercăm, să îi încurajăm să meargă la medic, să fie monitorizați, să-și ia tratamentul care există pentru bolile respective. Și la un moment dat chiar și colegii au fost expuși și riscului acesta, da, de, da, a contacta, pentru că noi determinăm glicemia și riscul de a ne înțepa cu există. Da. Și asta ne dorim cât mai mult, ca populația să conștientizeze patologia, boala de care suferă și să ia măsurile. Și să vină în continuare la medici. Asta este, da, este, da, o mare problemă. Luați legătura și cu medicii de familie din zonele respective când ajungeți? Până acum nu. Nu. Da. În momentul de față nu, dar ne-am dat o idee bună. Păi da, nu știu câți vor fi deschiși în colaborarea cu dumneavoastră, dar cred că sunteți o mână de ajutor pentru ei. Cred că sunt deschiși. Pentru ei, sunt, da. Sunt, da, deschiși. Ce să vă spun, vă mulțumesc foarte mult, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, o mică parte din echipa misiunilor medicale voluntare, alături de doctorița Carmen Maria Riza, doctorița Luiza Speriu și domnul doctor Joel Frank. Joel mă duce cu gândul la Crăciun, așa. Da, noi, da. Și se apropie Crăciun. Da, se apropie Crăciunul. Aveți o ie foarte frumoasă. Mulțumesc. V-ați îmbrăcat pentru că v-ați, da, că faci o ediție specială de, da, 1 decembrie. M-am, da, îmbrăcat pentru că mi-este foarte dragă. A fost cusută de bunica mea din partea tatălui. Mi-a dăruit-o când, da, eram studentă în ultimul an de facultate. Și o port cu drag pentru că mi-amintește de bunicii mei și de copilăria frumoasă pe care am avut-o.
Îi rog pe colegii mei să dea un cadru general, să îi se vadă mai bine ea, doamnei doctor. Așa, mulțumesc mult. Da? Deci o aveți de mai mulți ani, să zic. Da, o am de mai mulți ani și în ultimii ani am început să o port pe fiecare an în ziua de 1 decembrie. Foarte frumos, este foarte frumoasă și vă mulțumesc din suflet și vă felicit din toată inima. La fel și pe dumneavoastră, doamna doctor, domnule doctor, ce să vă spun, așteptăm să ne invitați de Ziua Națională a Camerunului. Cum pregătiți, chiar cum v-ați acomodat cu mâncarea? A fost destul de greu. Greu, nu? Da, am avut chiar și probleme de sănătate din cauza tranziției cu regim alimentar, dar m-am acomodat. Suntem mai mulți din Camerun, dar din păcate nu în Craiova. Sunt mai mulți în București, Constanța, este o comunitate. Este o comunitate, da? Exact. Și de câte ori este un eveniment național sau un eveniment așa local pe care vrem noi să-l organizăm. Vă întâlniți unde? Ne strângem, depinde, da? Poate varia, da. Dacă, de exemplu, spunem, uite, acolo în Craiova avem deja 2-3, hai să organizăm o întâlnire acolo. În Craiova și aici ne întâlnim și de cel mai multe ori la București sau prin zona aceea București, Pitești. Ești, știu, la jumătatea drumului, să zicem. Exact, dar avem mereu un loc unde să ne întâlnim și să ne petrecem. Și nu doar cu cameruneți, și vin și români. Și români, normal, da. Dar ce mâncare vă place din România? Să nu ziceți mămăligă cu sarmale? Nu-mi plac sarmale, pentru că mie nu-mi place varză. Mămăligă cu picăței, foarte mult. Da, vă place mămăliga? Foarte mult. Apropo de varză, să știți că nici copilului meu nu-mi place varză, dar mănâncă, bineînțeles, carnea, așa că... Bineînțeles. Suntem un popor așa care facem, din punctul meu de vedere, exces de carne. Nu știu dacă în Camerun și la mine se consumă. Da. Carne, da. Dar încercăm, bine, acum sunt tot felul de diete, tot felul de rețete, tot felul de consultanți, de nutriționiști. Mulțumesc mult de tot. Nu v-am întrebat dacă ați găsit copii, apropo de nutriționiști obezi. Au venit copii la consultații, dar sincer nu cu astfel de probleme. Nu. Știți cum sunt copiii la țară, sunt iuțe alea, cei mai mulți în oraș, să-i găsești. Și mai ales noi am fost majoritatea locurilor în comunități unde sunt oameni mai săraci, simpli, mai săraci și nu prea am întâlnit oameni obezi acolo. Mănânce șaorma. Da. Da. Exact. Sau pizza. Da. Mulțumesc mult de tot. Ce să vă spun? Vă aștept cu drag de fiecare dată. Sper să vă fi făcut plăcere și să mai veniți în emisiunea mea. Mulțumim. Poate veniți și cu alți colegi. Da. Merită promovați toți și vă mulțumesc, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, așa cum vă spuneam. O ediție specială de 1 decembrie, nu trebuie neapărat să fii român ca să simți românește, da? Avem exemplul domnului doctor care face aceste misiuni alături de doamna doctor Iza, de doamna doctor Iza Speriu și de ceilalți colegi. Nu trebuie să fii om în primul rând și să conștientizezi faptul că a fi medic înseamnă să ai o meserie nobilă și să-i însănătoșești pe semenii tăi fără condiționarea actului medical. Dacă se poate, aș vrea să mai spun un lucru foarte important. Vă rog. Încă un aspect important al misiunii medicale este faptul că donăm ochelari. Da. Și vreau să îi mulțumesc doamnei Ana Costea. Super. Pentru că dânsa conduce această misiune medicală cu ochelarii. Pe partea de oftalmologie? Este medic oftalmolog, dar tehnician, a primit aceste donații, acești ochelari și mergea cu mult timp înainte ca noi să începem aceste misiuni medicale. Și dona singură, probabil. Avea o echipă și ne-am unit, slavă Domnului, și sunt de mare folos acești ochelari de vedere. Peste tot pe unde merge și dânsa cu noi și ne ajută foarte mult. Am înțeles. Bravo, felicitări și doamnei Costea. Poate vi se alătură și alți colegi de aici încolo. O să avem grijă să facem lucrul acesta. Oameni care sfințesc locul. Sunt foarte mândră că am astfel de invitații în emisiunile mele. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, rămâneți în continuare alături de noi. Încă o dată, la mulți ani. Dacă aveți Andrei, la mulți ani, da? Da, la mulți ani nepoțelului Andrei și colegilor dumneavoastră. La mulți ani celor care astăzi își sărbătoresc ziua numelui de Sfântul Andrei. Și bineînțeles, la mulți ani în România, pentru că mâine sărbătorim cu micul mare Ziua Națională a României. La mulți ani, dragi români, da? Mulțumim mult de tot!